Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Cum am ajuns, prieteni, în situația asta în care cea mai grea dezbatere din lumea asta să se poarte despre mâncare? Și aici și aiurea. Și cred că, în mare măsură, am și pierdut plăcerea de a ne bucura de ceva mâncare, de gătit, de ce mintea umană a trebăluit de-a lungul secolelor ca să ne lasă astăzi bun. Avem tot felul de secte, scuzați-mi exprimarea, de sfaturi, de idei, de la renunțare totală la mâncare, la renunțare la zahăr, carne, cereale, știu eu, există tot felul de remedii și tot felul de metode de vindecare. Și de aici un imens, așa, o imensă polemică internațională, ce-o fi mai bine, maică. Există o parte de adevăr în toată treaba asta și o neliniște, desigur. Mâncarea procesată astăzi conține o serie de lucruri care nu-s bune, în mod evident, și care în cantități mari ne fac rău. Conservanții, alte substanțe chimice abundă în viața noastră, hrana super procesată nu poate să facă bine pe termen lung. Mâncăm prea repede și de obicei prost. Și în România mai există o parte de adevăr. Cele mai multe cazuri de boli cardiovasculare, cele mai multe cancere de colon și cei mai mulți copii obezi. Și atenție, de ieri, o statistică oficială de la Ministerul Sportului, 63% dintre noi nu fac sport. Așadar, suntem o nație de burtoși, eu pot să spun asta, e că și cazul meu, nu mă ascund în chestiunea asta, și o nație care caută soluții și care nu funcționează întotdeauna la a trăi bine, la a funcționa bine. De asta am chemat-o pe Mihaela Bilic alături de mine. Azi, salutare, Mihaela! Bine v-am găsit! Dacă tu ești burtos, eu sunt sedentară, ca să completăm lista de rele. Cred că e mai mult decât obicei de viață. Cred că ne lipsește educația, moderația nouă ca români, că pe lângă prost mai suntem și cu mult. Și foarte important, și despre asta nu vorbește nimeni, este calitatea vieții de zi cu zi. Asta o simțim toți când plecăm din țară. Parcă nicăieri nu este mai stresant, mai agitat, mai violent să trăiești zi de zi. Trebuie să fie ca o luptă la noi. Și atunci toată această atmosferă de, de energie care te consumă, te face ulterior, la sfârșitul zilei, să cauți liniștea în mâncare. Deci noi ne folosim de mâncare și pe ca de un fel de anestezic, medicament, ca să neutralizăm tot ce strângem frustrare, nemulțumire, greu și stres peste zi. Ori lucrul ăsta e greu de remediat. Să vă zic un lucru. Mihaela Bilic are emisiune din această toamnă la Europa FM, în fiecare vineri seara la 6:15. Puteți să stați de vorbă și acolo cu ea, puteți să stați de vorbă cu specialiști, sunt oameni care o însoțesc pe Mihaela în demersurile sale. E o zonă pe care Europa FM a vrut să o construiască pentru echilibru și bunăstare, dacă vreți. Astăzi eu vă adresez întrebările, vă și puteți înscrie, dar atenție, aici e un cadru general. Puteți să întrebați orice legat de mâncare, să vă spuneți opiniile, să o confruntați pe Mihaela Bilic, să vorbiți despre carne și semi-preparate, dacă vreți, despre orice vă trece prin cap în materie de mâncare. Dar eu am zis așa, uite, întrebări generale, 0372069599, vă întreb așa, care e regula voastră de bază când vine vorba de alimentație? La ce ați renunțat în ultimii ani? Carne, zahăr, cereale, lapte, e ceva pe care ați dat deoparte? Mai mâncați semi-preparate din carne, că aici e marea bătălie? Și, sigur, ce vă sperie cel mai tare când e vorba de mâncare? 0372069599, România în direct, e cu Mihaela Bilic. Hai să vedem și asta cu carnea. Deci, mai mâncăm semi-preparate din carne? Se spune, nutriție, doza face o travă, și lucrul ăsta noi îl pierdem din vedere, avem tipul ăsta de atitudine pe totul sau nimic, fie sunt sănătoase, fie nesănătoase, ce-o fie mâncare nesănătoasă, e ceva care creierul nostru nu poate evalua pentru noi, și discutam cu ascultătorii într-una dintre emisiunile de vineri seară. Creierul nostru știe doar comestibil, necomestibil. Și dacă folosim acest termen pentru mâncare, vom vedea că dacă e bun de mâncat, înseamnă că e sănătos. La capitolul carne, aproape că îmi vine să spun,
nu merită argumentat. Carnea este o sursă de proteine de cea mai înaltă calitate, suntem făcuți să fim carnivori. Și aici, dacă analizăm un pic metabolismul și biochimia noastră, vedem că dacă e proaspăt tăiată, carnea poate fi digerată fără să fie gătită, foarte, spre deosebire de proteinele vegetale, care sunt foarte greu de asimilat și trebuiesc preparate termic. Carnea e ceva ce ne face bine, ne satură, ne aduce cărămizile acelea din care organismul construiește celule, hormoni, organe. Fără carne, și vedem la populațiile sărace care nu au, care nu și acoperă doza de proteine zilnică, ce înseamnă malnutriția. Aș spune că noi în Europa nu avem, să spun așa, risc de carență de proteine, mai degrabă un exces. Și atunci nu putem da vina pe carne că ne face rău dacă noi o mâncăm în exces. Puține persoane știu că doza recomandată de carne pe săptămână, atenție, nu pe zi, este de 500 de grame. 500 de grame înseamnă de 3 porții micuțe. Porția de friptură ar trebui să fie cât un pachet de cărți de joc. Toată lumea știe dimensiunea, da? Deci mititică. Și asta de 3 ori pe săptămână, da? De 3 ori pe săptămână, 500 de grame, noi putem să le atingem într-o singură masă. Okay. Așa că dacă am mânca asta, de 3 ori pe săptămână carne, de 2 ori pe săptămână pește și restul de 2 zile să fie cu vegetale ca să respectăm și religia, chiar ar fi o alimentație echilibrată. Atenți. Asta înseamnă că dacă ați mâncat 4 mici la pe masă, v-ați dus la obor și ați luat 4 mici. Din aia mari, mici din aia mari. Aia e toată săptămâna. Deci cam aia e toată săptămâna. Și asta trebuie să... Și e o chestiune bună de pus în practică. Este ca la bugetul financiar. Deci dacă ți-ai cheltuit bugetul de carne într-o singură masă, asta e, restul săptămânii, cum ai spus, nu mai consum. Dar noi avem exces de carne în fiecare zi, iar preparatele din carne, și aici trebuie subliniat, eu le numesc super carne. De ce? Pentru că prin afumare, prin uscare, iese apa din produs, carnea are 70% apă în mod natural, apa iese și se concentrează, proteinele, grăsimile, caloriile. Din cauza asta, un salam de Sibiu, un mușchi afumat, o pastramă, volumul este mai mic, concentrația și de nutrienți și de calorii este mai mare și atunci porția nu mai este de 150 de grame, ci de 50 de grame. Depinde, că și aici mezelurile sunt de mai multe categorii, da? Sunt unele obținute crud uscat, care sunt cele mai sănătoase, nu se intervine deloc. Sunt unele care sunt fierte și atunci prin fierbere automat este o altă calitate a cărnii, dar asta, și sunt altele de proastă calitate, indiscutabil, și asta o vezi pe etichetă când primele cuvinte nici măcar nu sunt carne, și vezi și o listă mare de... Acum, nu mai sunt puse sub formă de euro ca să nu sperie populația, sunt puse sub formă de denumiri chimice pe care nu le înțeleg, da. Și care n-au ce căuta, ăla nu mai este, este un produs ultraprocesat care nici măcar nu mai putem califica. Dar nu putem să desființăm toată categoria mezelurilor și tot ce a însemnat obiceiuri și tradiții alimentare de-a lungul sutelor de ani și să spunem mezelurile sunt nesănătoase. Nu sunt de acord cu asta. Hai să facem așa, 0372069599, cu Mihaela Bilică astăzi puteți să o întrebați orice, dar și noi vă întrebăm lucruri, la ce ați renunțat, dacă mai mâncați carne, care e regula voastră de bază în alimentație. Titi, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, Cătălin, sărbunea doamna Bilică. Bună ziua. Enolog din industria cărnii din Brașov. Bună ziua. Am oprit undeva în Sinaia, spotul de Brașov, în Valea Prahovei. Ca și sport, fac 200 de flotări. Wow. Vă spun serios. Am avut 10 ani. Seara la culcare, indiferent dacă sunt plecat în deplasare sau acasă, felicitări. Cam de-o seamă Cătălin, aproximativ. M-am amicionat așa și zic, hai, mișcare pe întuneric înainte de culcare. Și foarte frumos că le puteți face în orice condiții, deci nu aveți nevoie de sală de sport și dacă plouă afară. Nu, absolut. Eu aș merge numai în weekend, eu ca nu știu de acasă, mai spun că mai lucrăm la matematică, mai
Dar asta mă ține în formă, chiar vă spun. Am cules via în toamna asta și am luat sacul de 40 kg și a fluierul 13. Vis-a-vis de tema discuției dumneavoastră de astăzi, problemele care apar în general apar datorită unei vezi dezordonate de la cilindrele de circulație până la alimentație zilnică. Aici se ajunge, din păcate. Iar vorba unui coleg de brață, de când s-a inventat porcul, s-a mărit și speranța de viață la oameni, știi? Dacă îl mâncăm pe tot odată. Dacă îl mâncăm pe tot odată. Nu, faptul în sine așa, că se aruncă și nu vă spun la Digi, i-am mai intrat toată la o edicii la domnul Cătălin, mai acum o lună urmă, la Digi, o doamnă colegă de brață, de atunci, o doamnă nutriționistă, găsit iară de curcare în creuri de porc. Sau un domn de la Infocon, să-mi scapă, cum îl cheamă, președinte acolo, enumerase 10-12 ori în creuri. Nu e așa, eu sunt tehnolog. Am avut discuția asta, mi-aduc aminte, și ați spus că e mai bună carnea, din ce în ce mai bună, că aveți niște standarde care nu pot fi ocolite. Absolut, da, absolut. Da, mi-aduc aminte, dar știi de ce mi-aduc aminte, absolut. Titi? Pentru că am primit după asta o sumedenie de mesaje pe WhatsApp aici. Mult, domnul Cătălin, da. Folclor mult. Păi a sunat cineva din Călăraș. Și a zis că e o mizerie, da, da, da. Și a zis și să nu mâncați nimic. Nu există așa ceva, nu există așa ceva. Cum? Pe etichetă, venim vorba, pe etichetă se ia în ordinea descrescătoare. Absolut. De a ajuns ca mari producători să spună pe mașinile lor că, na, preparatul meu conțin 99% care. Aici s-a ajuns. Hai să lămurim. Deci mănânci parizer? Absolut. De ce nu? Păi cum, că la parizer știe toată lumea, că acum, se zice că e cel mai rău lucru din lume. Nu, nu, nu. Rețeta face diferența și producătorul este cel care poate să facă un produs de calitate sau de proastă calitate. De-aia zi, Titi, ce puneți voi în parizerul ăla? Că e tare bun. Hai. Carne. Ce carne? Și punem un pic de apă ca, eu știu, condimentele alea să fie... Așa, și eu știam, mă iertați că vă întrerup, că este un procedeu special, că trebuie pus niște fulgi de gheață ca să iasă o structură aerată și un pic de usturoi să-i dea gust. Este din cuter că dacă depășim temperatura aia, se taie pasta, e ca la maioneză. Ah, iată. Dar dacă pui carne multă și un pic de apă, proteina din care emulsionează, nu mai are nevoie de ajutor. Deci în parizer este carne. Absolut, absolut. Și depinde mult de producător, cum spune doamna Beri. Doar că v-a spus, domnul de la Infocos a găsit 12 euro și mi-a găsit literatură. Nu mai îl aduceți în discuție că e o persoană care construiește pe negativ și atunci, în momentul în care vrei să vezi doar negativul domnule, din viață, domnule, chiar nu merită să otrăvim populația. Da, și eu din când în când îmi face plăcere, o dată la un an, îmi iau niște parizeri și mănânc acolo, ca pe vremuri, cu pâine și cu asta, dar nu mult. Absolut. Și n-aș pune în dieta mea tot timpul, sincer să spun asta, adică nu știu cum, construiește-mă încrederea, vii și îmi spui acum că e carne în parizer. Am dubii. Serios. Și în cremvuști. Cum să nu fie? De ce absolut, crezi că ar putea fi? Deci, nu, mă gândesc la o calitate inferioară a cărnii. Nu, pentru că ea este roză, este fiartă. Altfel, și... din ce ar putea să fie făcut? Și pe lângă carne, ce mai în perioada de pionera, să spunem așa, de după 89, s-a folosit mult... slănină. Celebrul MDM, pasta. Așa, da, pasta aceea de carne preparată. A trecut perioada aia, gata, nu mai a fost. Se folosea mult și era o carne inferioară, poate, dar... Acum se... Păi, bătaia pe piață, vă dați seama, și mari și mici producători vor ca cel care îi cumpără să mai ducă și la două ori să ia. Acum vă dau, vă spun un secret așa din culisele Europa FM. Am avut în primul weekend din octombrie un team building la Govora, lângă Râmnicu Vâlcea, și am cucerit pe noi mei colegi, deschizând subiectul despre parizer. Le-am spus că acolo în zonă este un producător care face parizer de calitate și că eu la plecare îmi voi lua un calup mare de parizer, ca mulți prieteni în București care așteaptă transporturi. Vreau să vă spun că s-a produs așa o, nu știu, s-a schimbat atmosfera la masă când am vorbit despre parizer și m-am trezit că toată lumea avea poftă de parizer. Deci i-am cucerit prin intermediul parizerului. Aici sunt de acord că parizerul e ceva care are... Toată lumea iubește astea. Mulțumesc tare mult! Auziți, pe de altă parte,
invitați-mă pe mine sau orice coleg de Brazil sau cineva de la Sfânt din București, ca să fii tehnolog, să fii doamna Bili, să discute exact pe valoare nutrițională, să faci o emisiune de întrei, poate. Și să informăm populația cu adevărat, că altfel dacă strângem doar lucrurile negative și doar aruncăm cuvinte fără acoperire, eu zic că e păcat. Mulțumesc tare mult, Titi. Ascultați România în direct cu Mihaela Bilic. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Fiți atenți, mesaj aici. Tata avea probleme cu sângele, avea cheaguri, cu greutatea și colesterolul. Când a trecut pe o dietă cu mai puțin carbohidrați, a renunțat la cereale, cartofi, zahăr, fructe foarte dulci, orez, a scăzut 40 de kilograme. La 70 arată ca de 55, analizele i-au ieșit perfect, absolut perfect. Ce mănâncă totuși? Carne, lapte, ouă, legume cât mai colorate, mere, fructe de pădure, batoane de fructe fără adaos de zahăr, ciocolată fără zahăr. Asta, Mihaela, am auzit-o și eu, adică mi-au recomandat și mie doctorii. Au spus, măi, dacă scoți carbohidrații din alimentație, o să ai mai puține probleme cu sângele. Eu având chestiunea asta. E Dar așa? Nu e vorba de sânge, ci primul lucru sau primul efect este pe siluetă. Foarte interesant, apropo, de felul în care am fost construiți, este că organismul nostru și starea noastră de sănătate se îmbunătățește spectaculos în momentul în care slăbim. Deci nu are legătură neapărat cu alimentația, cât cu dispariția acestor kilograme de grăsime în plus, care se pun ele pe tot organismul, dar se și infiltrează la nivelul abdomenului printre organe și le sufocă. În momentul în care noi scădem măcar cu 10% din greutatea corporală, îmbunătățirea la nivel de analize și la nivel de, să spun așa, stare generală este spectaculoasă și atunci ajungem la paradoxul sau la extrema în care spunem oamenii slabi au riscuri mici la orice tip de boală, inclusiv cele cardiovasculare. În schimb, grăsimea și mai ales grăsimea de pe abdomen îți aduce la pachet probleme de risc de diabet, hipertensiune, colesterol crescut, tot aterogeneza asta, și atunci lucrurile sunt atât de simple, nici măcar nu mai contează dacă mănânci slănină sau ouă, important este să fii slab. Nicu, salutare, ești la România în direct. Da, mulțumesc, Sărmâna Mihaela. Bună ziua. Salut, Cătălin. Eu sunt un tip mai atipic. În primul rând fac parte din cei 15-20% care fac sport permanent. Fac fitness de 3 ori pe săptămână, indiferent de timp și anotimp, până la minus 10, minus 15 grade, îl fac tot timpul afară, pentru că locuiesc într-o zonă rurală și îmi pot permite lucrul ăsta. Dar nu orice fel de fitness pe care zic eu, nu o să-l vedeți la sală. Deci eu fac tracțiuni la bară, cățărări pe funie, abdomene la bară, flotări, genuflexiuni. Felicitări! Pe lângă, iată, apropo de stil de viață sănătos, pe lângă silueta care trebuie menținută, sportul făcut în mod regulat, nu neapărat că ajută la slăbit, dar menține organismul într-un grad de funcționare și de performanță. Adică nu putem înlocui cu nimic efectele pozitive pe care le aduce sport. Da, Mihai, la perfect adevărat. Am 63 de kilograme, 1,74 și 72 de ani. Wow! Și la 70... Da. Vai, felicitări, da. Cu atât mai mult, bravo! Deci, dacă pot să spun, am un canal pe YouTube, pot să-l spun, Cătălin, sau nu? Acum, dacă tu v-ați apucat... Da. După voce, nu păresc de 72 de ani. Nu, ca să te uiți un pic, să vezi ce face un tânăr de 27 de ani. Se numește forță și vitalitate. Dar spune-mi ce nu mănânci. Spune-mi ce nu mănânci. Ce nu mănânc? Deci eu mănânc aproape, să zic, din tot. Toate. Bravo. Carne mănânc în fiecare zi pentru că îmi trebuie proteină. La ce fac eu? Fac 60-80-100 de tracțiuni, mă ridic pe funie la 4-5 metri, deci flotări, mi-am trebuie proteine. Deci mănânc în jur de un kilogram de carne pe zi. Cu analizele stau foarte bine. Deci n-am... Auzi că ți-a dat interzis la asta, să știi. Mănânc ciocolată neagră ca și dulce, am renunțat la zahăr complet, dar mănânc fructe foarte multe, pentru că am livadă și începând de la cireșe până toarna târziu, struguri și mere și pere, tot timpul am fructe proaspete aici.
Păi atunci ne aduce, așa, exemplu personal, ne aduce la începutul discuției noastre când spuneam că inclusiv stilul acesta de viață mai aproape de natură și în ritm cu natura și mâncat mâncare așa cum vine ea din natură, mai puțin procesată, inclusiv lucrul ăsta contribuie la menținerea sănătății și nu în ultimul rând stresul, că bănuiesc acolo unde locuiți și... N-am stres. N-aveți stres. E, asta e ceva N-am. Ce ar trebui cu toți. De transport, nu circulă mașini, sunt într-o zonă mai izolată. Lângă Pașov, dar casa e o zonă mai izolată. Deci nu e problemă de niciun fel de stres. Despre stres nu vorbește nimeni și stresul ar trebui să-l luăm în calcul pentru că nu-l putem diagnostica, nu avem tratament și, chiar și așa el strică sau acționează într-un mod negativ mai rău decât alimentația, mai rău decât sedentarismul și despre el nu vorbește nimeni, nici măcar medici. Mulțumesc tare mult, Nicu. Doamna Bilic mi-a schimbat viața, îți scrie cineva. Uf, ce frumos. De 3 săptămâni de când am auzit-o prima dată, cred că aici la Europa FM, am slăbit doar 5 kg, doar porționându-mi mâncarea. Dar e foarte mult 5 kg în 3 săptămâni. De la 98 la 92, zice cineva. Adică... Apropo de porție, vedeți că asta aș vrea să reținem. Mâncarea nu ne este dușman, din contră, ea chiar iată, ne ajută și la echilibru psihic, numai la cel nutrițional, dar nu e cu nimic vinovată mâncarea dacă noi exagerăm la cantitate. Și culmea, și dacă mănânci, iată, legume sau eu știu ce alte produse ultraprocesate, în momentul în care mănânci mult, n-are cum să fie bine. Iar noțiunea de porție corectă ar trebui învățată în școală, ar trebui educație, ar trebui noi în familie, ceea ce nu se mai întâmplă. Dă-mi un exemplu, adică ce înseamnă porție corectă? Porție corectă înseamnă să te așezi la masă, în primul rând, pentru că abia atunci poți să ai o farfurie și să vizualizezi, dar așa când mănânci în canapea, dintr-o caserolă sau dintr-un pachet, n-ai cum să te gândești. Și nici nu vrei să citești pe ambalaj, să vezi că porția corectă e poate de 25 de grame și tu mănânci tot pachetul. Iar ca vizual, ca dimensiune, înseamnă o farfurie de dimensiunea palmelor, undeva la 25 de centimetri, care să fie, farfuria ideală ar trebui să fie jumătate plină cu legume, iar cealaltă jumătate împărțită în mod egal între proteine, adică carne, pește, brânză, ou, și carbohidrați, adică pâine, mămăligă. Mâine vine taică-mi și fac grătar. Hai, dăm rețeta corectă. Deci un sfert din farfurie carnea, un sfert din farfurie garnitura, cartof, orez, pâine, și cealaltă jumătate, și jumătate din farfurie legumele, salată, legume fierte, legume cum vreți voi, salată proaspătă, varză călită, legume și cât mai multe. Asta e tot. La masă nu mai mănânci altceva. Păi ce să mai mănânci, că le ai pe toate. Dar nu știu, lumea își pune desert mâine, mai iau un desertul, de desertul e moft. Și dacă e un lucru care putem să-l subliniem din discuția cu ascultătorul anterior, renunțarea la zahăr, cu asta sunt de acord. De ce? Pentru că zahărul nu este un aliment necesar. Avem glucoza prezentă în toate produsele făinoase, în amidon, deci pentru mișcare ne trebuie energie, dar această formă de amidon lentă din cereale și din făinoase e suficientă. Zahărul este un dulce, o glucoză rapidă, de care nu avem nevoie, însă ne place tare mult instinctiv. Și atunci noi din iubire pentru zahăr mâncăm... pentru noi, și o dependență. Da. E și o dependență. În momentul în care îl eliminăm din alimentație, constatăm cu surpriză, că asta e frumos cu gustul nostru, că începem să percepem gustul dulce prezent în natură, că natura a avut grijă să pună dulce, și în fructe, și în lapte, și în orez, și în pâine. Și dar în trebuie să facem un detox de zahăr. Da. Sorin, bine ai venit la noi. Salutare! Salutare, Cătălin, și să rămână Mihailei. Trebuie să recunosc că de ceva vreme, de când am văzut-o pe Mihaila pe un post de televiziune, am devenit fanul ei. Prin faptul că susține acest echilibru în alimentație și nu interzice ca alți colegi de breazlă, ca să numesc așa, nu interzice să nu mănânci aia, să nu mănânci carne, să nu mănânci că îți face rău. Și dar nu sunt eu care nu interzic, așa ne-a făcut natura omnivor. Cine am putea fi noi ca arogant să se interzicem și să ne punem să contrazicem natura? Da, sunt tot felul de curente, pentru că oamenii care predică astfel de atitudini alimentare de obicei au un interes, chiar și ăla de a ieși în evidență ca persoană, știți? Da.
dacă stăm să urmărim toate emisiunile acestea în care vin tot felul de specialiști care recomandă mâncăm aia sau să mâncăm aia sau așa, nu știu unde am ajunge. Am urmărit așa de-a lungul timpului astfel de emisiuni și am ajuns la o concluzie de genul că parcă n-aș mai mânca nimic. Da, asta și se vrea, să știți, un tip de anxietate, ca tu să fii nesigur pe deciziile tale și mai ușor de influențat și de manipulat, iată, de acești vânzători de... nici nu știu să le zic. Dar tu ai renunțat la ceva? Ai vreo regulă? Eu, de tinerețe, eram, cum să zic, un mare munțoman, mergeam, făceam trasee de zeci de ore, multe ore, pe munte. Bineînțeles, când ajungeam la destinație, mâncam tot, eram în stare să mănânc și masa. Din păcate, n-am mai putut să țin pasul cu aceste excursii, și dar ritmul de mâncare s-a menținut. Da, și așa am ajuns de la 67 de kilograme, bineînțeles, într-o perioadă destul de lungă de timp, la 109 maxim. Am avut mai mult de 109, n-am avut niciodată. Ai avut ceva? Acum vreo 4 săptămâni, la recomandarea unui prieten de-al meu, și asta vreau să întreb și pe Mihaela, dacă este ok așa, ne-a zis, dom'le, după ora 15, el așa face, să nu mai mănânci nimic, să bei doar apă și până a doua zi dimineață. Eu nu l-am ascultat chiar de la ora 15, mi-am propus ca după orele 18 să nu mai mănânc nimic, dar până la orele 18, mă rog, pot mânca orice fără nicio discuție. Nu, orice și oricât. Nu, aici, bine, nu, aici eu aș recomanda ca fiecare să-și găsească ritmul în funcție de organism și de stilul lui. Sunt persoane care sunt matinale și sunt mai active în prima parte a zilei și atunci mănâncă dimineața și la prânz. Sunt persoane care nu sunt atât de matinale și care se culcă mai târziu seara. Eu fac parte din această categorie și tot timpul mă dau exemplu. Nu mi-e foame în prima parte a zilei, însă abia aștept să treacă ceasul de ora 6 și mi-aștept ca un cățeluș cu minte, să zic așa, da, castronul cu boabe. Deci nu e greșit să mănânci seara, nu e greșit să mănânci dimineața, important este cât mănânci într-o zi. Iar acest post intermitent, această nouă găselniță a americanilor, trebuie înțeles în adevăratul sens al cuvântului, adică pauza alimentară lungă. Asta ajută organismul să slăbească, dar asta, dacă ai doar două mese în zi, nu contează dacă este micul dejun și prânzul sau dacă este prânzul și cina. Important este să fie puțină mâncare și multe ore, să zic, lăsate fără să mănânci nimic, tocmai ca metabolismul să mai poată face un reset și o curățenie. Deci, și dacă mâncați, să zic, interziceți masa de seară sau eliminați masa de seară, atenție mare, contează ce mănânci în timpul zilei și cât mănânci. Nu poți să mănânci non-stop și să slăbești. Că nu se poate. Eu mai am un principiu așa de genul că orice este în exces dăunează grav sănătății. Și vorbesc nu numai de mâncare și băutură și asta, vorbesc de orice. Absolut, absolut. Iar noi nu realizăm cât de puțin are nevoie organismul, că aici e beleaua noastră psihologică, ochii noștri și capul vor mai mult decât poate duce ficatul și atunci cantitatea e ceva ce noi avem impresia că ni se cuvine, însă am putea liniștit să trăim fără să fim înfometați și cu o masă în zi. Mulțumesc tare mult, Sorin Iera. Da, fii atentă, da. Sunt mare băutor de cafea. Cu ce ar fi indicat să îndulcesc cafeaua? Și Mihaela e așa... Da, încerc să fiu băutoare de cafea, nu-mi iese așa, nu beau cât mi-aș dori. N-ai pus nimic în cafea? N-am pus nimic în cafea, vreau să mă obișnuiesc cu gustul amar. Și la cafea și la ciocolată, de multe ori noi iubim zahărul din ele, nu neapărat bobul de cafea sau de cacao. Cafeaua este... sau încă este acest stimulant natural care ne ajută să gândim mai repede, să fim mai performanți din punct de vedere fizic, să slăbim mai repede, deci chiar e un tonic. La capitolul îndulcitorii, eu pot să vă spun, tocmai pentru că am eliminat zahărul din viața mea, folosesc îndulcitorii sintetici de tipul aspartam, zaharină, sucraloză, deci îndulcesc precum diabeticii cu îndulcitori sintetici.
Eu am următoarea chestie. Beți cafeaua fără nimic. Este da? Are un gust extraordinar. Absolut, dar atenție, trebuie să-ți duci gustul, să te obișnuiești cu... adică nu durează mult. Nu durează mult, da. Nu durează mult și schimbați cafeaua. Alegeți o cafea mai bună. Absolut. Sunt o felul de prăjitorii astăzi care fac o cafea extraordinară în România. Da, alegeți de la prăjitoriile astea, alegeți o cafea un pic mai scumpă, care are niște gusturi extraordinare. O să le descoperiți în timp și, atenție, luați cafeaua boabe. Și râșnită, și da. Râșniță, dar râșniță asta voi. Este exact ca și educația pentru consumul de ciocolată. Noi trebuie să simțim aroma și gustul bobului de cafea, iar în cel mai cel caz, că și asta îmi place și iubesc, bez cafea cu lapte, pentru că laptele are lactoză care îndulcește și dintr-o dată e altă. Avem și așa mesaj, dacă sună doar fanii doamnei medic, nu mai e nicio dezbatere, este doar o aplaudare. Da, este de fapt noi am organizat și acești, noi plătim acești ascultători care sună și am ales pe Sprânceană, într-adevăr. Da, okay. Știți, pune ghilimele, că o să ia cineva în serios. E o dezbatere liberă, doamnă, puteți suna oricând. E în felul următor, zice, spuneți așa, e nevoie de puțin adevăr în discuția asta, cum că principalii... cancerigen, cred că asta vrea să spună, cancerigene ar fi carnea și lactatele. Deci... Nu, aici studiile pe care, sau nu știu, argumentele pe care le folosesc sau de care ascultătorii nu știu cum anume sunt aleși. Însă, atenție, din nou mă întorc la cuvântul cantitate. Nu putem să dăm vina pe un aliment că face rău în momentul în care este consumat cu o frecvență foarte mare, în cantitate mare, și atenție, nu putem da vina pe un aliment dacă nu luăm în considerare tot ce înseamnă factorii care pot influența. Și asta înseamnă stres, sedentarism, fumat, deci stilul de viață cuprinde și alimentația, dar nu doar alimentația. Gândiți-vă că nu a fost încă scris pe un pachet de țigări tutunul în mod direct provoacă astfel de boli, ci doar crește riscul, da? Deci nu există o cauzalitate directă. La capitolul alimentar nu există niciun aliment care în mod direct poate duce la o boală. Așa ceva nu există, niciun studiu medical nicăieri în lume. Deci nu putem da vina pe un aliment că ne produce o boală, sub nicio formă. Cred că e nu confundați alimentația cu stilul de viață, sunt două lucruri diferite. Marius, da, am nimerit bine, da? Da, bună ziua! Salutare, Marius, te ascultăm. Chiar, Marius, îmi place subiectul la nebunie, de asta am și sunat. Și nu v-am plătit, să spuneți, indiferent ce să spuneți, sunteți. Nu sunt plătit, ca să dăm un răspuns. Așa. Trei date tehnice ale mele, 48 de ani, 62 de kilograme, colesterol mai puțin de 250 niciodată, de vreo 23 de ani. Păi asta ar trebui să vă întreb ce mai e în familia dumneavoastră, că independent de alimentație, culmea, stau bine, tot stau bine cu colesterolul, doar eu stau prost. Da. De vreo 23 de ani, colesterolul fiind preocuparea mea de bază, ca să nu iau medicație, am apelat la o dietă, alimentație, stil de viață. Bine, am ajuns la 250 de la 380, deci totuși este un beneficiu, da. Aveați kilograme mai multe când era 380? Nu, am avut, să zic, maxim 75 de kilograme, maxim. Uh-huh. Deci nu kilogramele sunt problema, nu alimentația, deci chiar și... Și stresul? Stresul, oboseala, din cauza activității, aici mai am de lucrat. Păi să știți că stresul bate alimentația. Sunt persoane care sunt foarte slabe și stresate și care au ficat steatozic, vegetarian fiind. Deci e o chestiune de teribilă. Este un punct la care mai lucrăm. Vreau să răspund la o întrebare pusă la începutul emisiunii. Brocoli, la ce este bun? Domnul Cătălin, eu personal, din observațiile mele personale, am observat că atunci când mănânc brocoli și sau varză de Bruxelles, sângele meu devine mai fluid. Cum ai observat asta? Pe analiză. Am avut o perioadă în care mi-am verificat colesterolul zilnic cu un aparat micuț acasă și m-am înțepat în fiecare zi în deget. În fiecare dimineață, timp de luni de zile. Curiozitatea mea personală. În săptămânile în care am avut brocoli și varză de Bruxelles în meniu, sângele
era aproape, nu stătea picătura, nu puteam să o prind, să o pun pe bandeletă. Și colesterolul era influențat, nivelul? Da, da, cădea. Păi dacă mănânci numai legume, da, mă gândesc că este. Da, da. Bineînțeles. Deci, că m-am gândit brocoli, ce poate să facă așa, la ce am renunțat eu personal? La aproape la tot ce înseamnă făină, făinoase. Bănuiesc că și zahăr, nu? Da. Să vă spun ce mănânc eu în general, 3 mese pe zi. Nu, dar zahărul l-a scos înainte de făină? Da. Da, zahărul. Că și el face, și el face colesterol și ficat. Zahărul, nici nu prea avem în casă. Zahăr, perfect. Nu prea avem ulei, nu suntem supărați că sunt scumpe. Nu prea avem, consumăm foarte puține. 3 mese pe zi, un mic dejun pe bază de cereale și fructe, un prânz și o cină pe bază de multe legume crude și humusuri în general, mâncare preparată, dar carne și produse carne lactate, o dată, de două ori pe săptămână, puțin. Să mai lucrați un pic la capitolul stres, să știți, da. Nu de alta, dar bucuria și plăcerea din mâncare, adică nu trebuie să devenim foarte strict cu alimentația, pentru că și are rolul de a ne aduce o stare de bine. În schimb, pe partea de stres, acolo trebuie acționat și la capitolul calitatea somnului și tot, pentru că răul pe care îl face stresul asupra colesterolului și ficatului este incontestabil. Deci aici avem un efect direct și e păcat să nu mai aveți bucurie din mâncare dacă pe partea cealaltă nu ajustăm stresul, știți? Nu definiți un ascet pe partea alimentară, că și mâncarea bună definiți face bine. Definiți un ascet de stres. Mulțumesc, Marius. Încerc să grăbesc un pic, pentru că mai avem telefoane. Ne dau voie, colegii, să prelungim un picuț. Mulțumesc. Dacă nu, diseară de la 6 și un sfert, ne reîntâlnim cu brocoli. Diseară vorbim de legume, promit. Da? Brocoli. Ce legumă. Nu, dar atenție, americanii au declarat o legumă numărul 1 apropo de efect anticancer. Deci sunt sulforafanii aia din niște fitonutrienți pe bază de sulf, sunt toți cruciferii care chiar fac bine. Cătălin, știu că ești acolo, dar ți-aș propune așa, să luăm publicitate ca să nu te tăiem în două minute după ce discutăm. Ce ziceți, domnul Sorin? Luăm publicitate și ne întoarcem la ascultătorii noștri imediat după. România în direct la Europa FM. România în direct.
Cătălin Striblea la Europa FM. Da, prieten, cu Mihaela Bilic sunt astăzi. Ce părere are doamna Bilic despre mitul laptelui? Cum că nu ar mai fi necesar adulților și că ar fi chiar contraindicat? Din nou, este ca și la subiectul carne, pentru mine, nici nu știu, mă interzice complet un semn de întrebare pus pe lapte, nici măcar n-am replică la asta. Tu bei lapte, eu, uite că se și vede pe Facebook, eu da. Trăiesc cu lapte, nu-mi place apa, nu-mi sete niciodată și atunci pentru mine este principala sursă de hidratare laptele. Beau lapte precum bebelușii peste un litru de pe zi. Aș putea trăi doar cu lapte și este un lucru care mi se pare, cel puțin pentru noi români, europenii care am crescut cu lapte, incontestabil ca și echilibru nutrițional. Nu putem să discutăm despre, nu știu, dau și un exemplu aberant, studiu China și argumente nutriționale pentru poporul român care vin de la poporul asiatic. Ce nu înțelegem sau ce nu vrem să acceptăm este că tot bagajul ăsta enzimatic, tot bagajul, toate acele colonii bacteriene care locuiesc în intestin și care sunt responsabile de sănătatea, imunitatea și echilibrul nostru, ele se hrănesc cu lucrurile care, cu care au fost obișnuite și pe care le-au mâncat și generațiile dinaintea noastră. S-au făcut studii la nivel intestinal pe microbiotă și s-a demonstrat că, iată, un copil care trăiește în Africa și mănâncă mai multe rădăcinoase și are o cu totul altă dietă, digeră, sau unul care trăiește în Asia și mănâncă, eu știu, soia, orez, digeră într-un fel special respectivele alimente și nu digeră altele. Dar noi, ca români, nu suntem făcuți să digerăm alimentele și ingredientele pe care le-au consumat și bunicii noștri și care cresc aici pe pământul țării noastre. Deci laptele face parte din echilibrul nutrițional și eu întotdeauna dau exemplu popoarele nordice și mă bucur și este o încântare de câte ori am posibilitatea să călătoresc acolo, să văd cum adulții beau paharul cu lapte, exact cum era pe vremuri, cred că și la americani, se bea paharul cu lapte așa ca atare, lapte dulce la adult și nu se întreba nimeni dacă e bine sau rău. E hai păcat, să... e trist să punem laptele sub semn de întrebare. E... da. Mariana, salut, bine ai venit la România în direct. Bună ziua. Bună ziua. Îmi place subiectul ăsta teribil. Vreau și eu să vă întreb o întrebare care mă macină de câteva zile. Am făcut un CT-ul și am un mic anevriz. Mă interesează dacă de la alimentație sau stres. Doamne ferește, nu, sub nicio formă, nu. Nu, biata mâncare n-are nicio legătură. Tot ce înseamnă probleme din acestea de vase, de pereți vasculari, sunt lucruri care mai degrabă sunt fragile din punct de vedere individual, genetic. Nu e de vină mâncarea dacă peretele vascular s-a stricat. Este câteodată chiar și simplu efect al îmbătrânirii. Nu suntem făcuți să fim veșnici și lucrurile astea se întâmplă. Noi acum avem metode de investigație care ne ajută să vedem astfel de probleme. Înainte, probabil că oamenii nici nu știau că au așa ceva. Nu e cauza de mâncare și cu siguranță nu se poate îndrepta printr-o dietă. Da. Deci nu. Mulțumesc, deci nu, stați liniștită, relaxați-vă, nu e ceva ce e din vina dumneavoastră. Da, dar vă îmbrățișez. Și unul de ani este mai complicat sau mai greu de stăpânit emoțiile sau... Da, și poate partea de emoții, să zic așa, e bine să fie, să fie ținute pe pozitiv, dar altfel sunt lucruri mecanice care se strică și pe care nu le putem câteodată îndrepta decât strict prin chirurgie sau prin alte intervenții directe. Dar da. nu e despre mâncare. Eu vă îmbrățișez și vă doresc să aveți curaj și să știți că sunt medici admirabili în România care pot să rezolve situația asta. Absolut, dacă e cazul de rezolvare. Să nu vă speriați, căci medicina este la un nivel chiar și în România
care poate rezolva cu ușurință chestiunea asta. Deci cu operație sau... Cardiologul vă spune, dar ține de da. Nu ține de alimentație, ține de lucruri care da. Să fie făcute acolo local, punctual. Da, mulțumesc tare mult. Nu dăm niciun fel de sfat medical Dar chiar nu știm și nu putem. Nu putem să ne exprimăm legat iată, și nici ea mâncarea nu este vinovată pentru îmbolnăvirea noastră. Foarte multe persoane cu boli grave simt nevoia să facă ceva la modul concret și atunci alimentația apare la îndemână. Nu putem controla boala prin intermediul mâncării, chiar dacă ne-am dori asta, nici chiar în caz de cancer, nici chiar în caz de, eu știu, lucruri grave. Te întreabă cineva, ținând cont că tu ai o alimentație echilibrată și e slabă, cum să spune, că mă uit eu la ea așa, dacă răcești, dacă te îmbolnăvești. Nu țin minte, dar să știți că eu am... Uite, apropo de obiceiuri personale cu care n-am fost secretoasă, singurul supliment pe care îl iau și cred în el este vitamina C. Zilnic iau 1 gram de vitamina C ca supliment, pentru că altfel, dacă ar trebui să așteptăm să o luăm din alimentație, ar trebui să mâncăm niște kilograme de fructe și legume proaspăt culese și e puțin probabil și din punct de vedere caloric aș depăși bugetul. Așa că lucrul ăsta îl fac în fiecare zi, 1 gram de vitamina C este cel mai puternic antioxidant din natură. Și ce înseamnă antioxidant? Deci blochează oxidarea, adică ruginirea. Crește, are efect direct pe imunitate. Consum lapte mult, apropo de probiotice, și da, nu mănânc zahăr. Okay. Iar la capitolul cantitate de mâncare, mănânc ridicol, mănânc trist de puțin. Da, asta era răspuns pentru Simona din Onești. Acum la telefoane, Mariana, o altă Mariana, salutare! Bună ziua, domnul Cătălin, și o să aduc pe doamna Mihaela Bilic. Am apucat să cunosc cartea Cum să ne hrănim sănătos acum vreo 20 de ani, am citit-o, am pus în practică cât am pus, dar totuși stresul într-adevăr este factorul care ne destabilizează. Ce vreau să o întreb? Eu am o fetiță de 9 ani și jumătate care este avidă după dulciuri, după ciocolata asta care e la îndemâna tuturor copiilor în toate supermarketurile. Dacă ia o ciocolată de 100 de grame, cred că într-o oră o termină. Cred. Nu, sigur, o termină într-o oră. Acum 3 zile am avut această discuție cu ea și când am văzut hârtia goală am încremenit. Zic, cum mă, Ioana, să mănânci o ciocolată de 100 de grame într-o oră? Nu că îmi zice, am mâncat-o în 2 ore și ceva. Și 2 ore și ceva e prea mult. Deci nu știu cum să educăm, că zice să educăm apropo de disciplină, copii. Apropo de disciplină... Nu ascultă. Devii dușmanul copilului. Absolut, când îi iei de la gură. Așa este, da. Așa este. Singura metodă acolo unde e greu de ascultat de rațiune când lucrurile astea țin mai degrabă de instinct, mai degrabă v-aș propune, efectiv, așa, o abordare mai psihologică, să faceți din aceste, să zic, momente de gustare dulce, de plăcere, să faceți un fel de, eu știu, joacă cu simțurile, adică să vă propuneți împreună cu ea, să descoperiți care este ciocolata, adică s-o aprofundați, să descoperiți care sunt diferitele sortimente, să le mâncați încercând să descrieți gustul, să găsiți cu ajutorul, adică să o luați și pe ea în această echipă și să încercați să o manipulați indirect, adică, iată, ciocolata de proastă calitate pe care vedeți pe etichetă că primul cuvânt este prezent zahărul, aia nu mai este ciocolată, da? Este de fapt zahăr cu cacao și să încercați ca în momentul în care o mănâncă să ponderați impulsivitatea ei și viteza cu care mănâncă, făcând lucrul ăsta ca un fel de degustare aprofundată. Și atunci să nu mai lăsați să mănânce singură, ci efectiv să participați cu ea, încercând mai degrabă să o temperați, adică spunându-i dumneavoastră că, eu știu, mie nu-mi place, mie mi se pare că mă leșină, mi se pare că e grețoasă, știți, dar efectiv pe psihologie inversă, indirect, și să reușiți
cu ajutorul fetiței să înceapă să pună preț, adică să nu mănânce orice tip de ciocolată și în orice cantitate. Eventual, nu știu, poate să luați în ambalajul mai mic sau să îi oferiți și alte variante de dulce, că ciocolata e foarte concentrată, nu știu, să ziceți, avem un moment de dulce, nu știu, de 2 ori pe săptămână, de 3 ori pe săptămână, hai să mai variem, odată ciocolată, odată prăjitură cu mere, odată, eu știu, ecler, și în felul ăsta să nu fie interzis, ci mai degrabă moderat și diversificat ca și moment de dulce. Sper să fie de folos sfatul ăsta, Mariana. Da, pentru că altfel dacă interzici, va mânca pe ascuns. Da, deci nu, copiii nu pot mai fi opriți. Mai am o singură întrebare. Tot timpul mi-am pus întrebarea respectivă când în statistici ne raportăm la Elveția, care sunt mâncători de ciocolată. Noi, România, suntem pe penultimul loc. Da, doar că ei mănâncă puțină și de calitate în fiecare zi, iar noi mâncăm... Au făcut niște statistici care pe un kilogram și ceva de... Cu kilogramele, da, 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 da. Dar repartizați-le într-un an de zile și să vedeți că nu vine așa, adică nu, cantitatea pe zi e mică, iar la ciocolată este important să mănânci ciocolată, nu zahăr cu cacao. Și atunci nouă belaua ne vine nu din bobul de cacao, ci din cantitatea de zahăr. Eu mă uit cu surprindere că și la brandurile mari și cu tradiție în ciocolată, primul cuvânt tot zahărul este. Dacă vă dau cuvântul meu, este năucitor pentru mine să constat că 45% din produsul respectiv e zahăr. Deci jumătate e zahăr. Nu știu de ce ar trebui să fie ciocolată atât de dulce. Deci nu numim ciocolată produsul care are mai mult zahăr. Mulțumesc tare mult, Mariana. Cineva a găsit și rețeta de broccoli, despre care zice că este printre cele mai bune legume, dar fii atentă. Ia, zi-mi ce mai are ca ingrediente. Asta e foarte interesant. Și zice, domnule, broccoli e minunat. Fiți atenți cum îl gătesc. Blanșat și tras în tigaie cu unt și usturoi, sare, piper și somon la cuptor cu ardei iute. Un prânz fantastic. Da. Delicios, îmi place și mie și un pic de parmezan putem? Da. Da, iată, da. Despre asta deci, așa, e apropo da, de... E bun brocoli așa, când e în unt și este lângă pește, lângă somon. Dar ține cont și de, adică, cum să spun, îmi place această rețetă, de ce legumele le-a făcut natura pline de apă, da, au apă, fibre, vitamine, minerale, dar ele, din punct de vedere nutritiv, sunt zero. Și atunci, obligatoriu, trebuie să punem un pic de grăsime ca să fie bune și dacă punem și proteina din somon, îmi place mult. Ascultătorul nostru a făcut farfuria perfectă. Mai e o Mariană, înțeleg bine? Că mai e o doamnă Mariană. Astăzi e ziua lor. Da, salut! Bună ziua! Da, tot Mariana. Bună ziua tuturor! Aș vrea să pornesc de la întrebarea dumneavoastră la ce ați renunțat. Zahăr am renunțat cam de mulți ani. Apropo de ce spunea cineva că nu are zahăr în casă. Ei, este puțin acolo, de nevoie, nu știu cum. Eu am renunțat la miere. Avem și niște kilograme și... Dar unde o folosați așa de mult pe miere? Timp. O folosați des? În ceai dimineața, da. Da, și în cafea. Vă spun că avea un gust wow. Dar am renunțat pe fondul unei analize de glicemie glicozilată, dacă mă corect. Da. Erați în prag de diabet. 6,2. Da. Și am renunțat. De aproape 2 ani de zile folosesc zaharină. Mi-este foarte bine. Miere nu mănânc decât ocazional. Nu știu dacă mănânc o linguriță pe lună. M-am dezobișnuit și nu-mi lipsește. Și nici zahăr nu mâncați, nu? Nu. Perfect. Nici zahăr, dar recunosc că nu sunt atât de strictă să nu consum o prăjitură probabil la 2-3 luni. Din când în când. Da. Spre exemplu, înghețată n-am mâncat decât o dată în vara asta, nici nu este prea pe placul meu. O plăcintă făcută în casă cu brânză, fără niciun pic de zahăr, este delicioasă. Da, subscriu observațiilor dumneavoastră și eu am scos zahărul din alimentație și mi se pare delicios orezul cu lapte fără niciun strop de zahăr. Iată, exact cum spuneați, plăcintele fără adaos de zahăr. Ți se resetează receptorii și intensitatea gustului dulce este din nou prezentă sau, mă rog, reconfigurată. Nu mă fac să fiu atât de strictă cu mine de Paști de Crăciun. Mănânc o felie, două, probabil, de cozonac în cele 3 zile de sărbătoare.
Doamna, e foarte bine ce faceți. Cu cât suntem mai puțin radicali și nu punem interzis, cu atât capul nostru se potolește. Dar, în schimb, sunt atentă la mâncare, în sensul nu mănânc prăjit, nu că nu e bine, nu îmi face bine mie și detest să văd uleiul la care rămâne în tigaie, să-l colectez prin fel și fel de recipiente și să nu știu pe unde îl duc, că nu găsești, nu, în România noastră nu se colectează așa cum ar trebui uleiul reziduat din gospodării și de restaurante și pe unde se mai folosește. Ciorba o ador, indiferent că e cu carne, fără carne, prefer un os în ciorbă pe care să-l dezosez și rămâne acolo și gelatină și ce mai rămâne și gust și bun de toate. Cumpătare, ca să zic așa, este cel mai ok, dar pe mine m-a ajutat renunțarea la miere, vă spun sincer, și am mâncat multe legume verzi, chiar dacă aveam o lingură de orez în farfurie, am mâncat multe legume verzi la indicația unui medic pe care l-am consultat. Am înțeles asta, da? Ne-a mai scris lume. Care-i faza cu culorile la legume? Păi, na, deci ca să fie așa o chestiune, ce să zic, jucăușă. Da, eu aș zice doar zice legume, și punct, indiferent de culoare, asta e atât scrie de sănătos. Doamne, că trebuie să mănânci legume colorate. Sau colorate, cât mai colorate și mai divers colorate, tocmai ca să acoperi toți fitonutrienții. Dar oricum, doamnă, să știți că mă bucură intervenția dumneavoastră prin prisma experienței dumneavoastră. Vreau să s-o subliniez, să o certific. Mierea este și ea o formă de zahăr. Foarte multe persoane sunt tentate să înlocuiască zahărul cu miere și nu este un lucru, este tot un dizaharid, tot un agent de îndulcire. În cărțile de nutriție sunt puse exact pe același palier, structura chimică identică. Deci să nu credeți că mierea nu îngrașă, nu are calorii și nu face rău. Mariana, îți mulțumesc, să știți că Mihaela Bilic se întoarce la 6:15, dar mai avem un telefon pe scurt și răspunsul la următoarea întrebare. Bună ziua, ascult emisiunea dumneavoastră. Noi ăștia care muncim de dimineață sau care muncesc de dimineața de la 5 până la 5 după amiaza și nu le cade găleata de molos din mână, putem trăi numai cu verdețul sau mâncăruri din astea pentru iepuri? Nu, mulțumesc. Categoric nu. Și mă bucur că avem o astfel de, să spun, observație făcută cu umor. Nu numai că nu putem trăi, dar atenție mare și apropo de mămicile care își cresc copiii sub semnul dieteticului, da? Noi creștem din grăsime și din făinoase. Un copil trebuie, apropo de farfuria ideală la copii, jumătate trebuie să fie plină cu făinoase, iar în alimentația unui copil grăsimea trebuie să depășească 35%, deci grăsimea ne aduce energia necesară, făinoasele glucoză pentru mișcare și proteinele, cărămizile pentru construcție. Deci avem nevoie de mâncare sățioasă, consistentă, mai ales atunci când avem muncă, Florin, fizică de făcut. Ai înțeles, da? Deci la muncă fizică. Deci la el invers. Legumele n-au ce căuta, că îi ocupă din stomac și el trebuie să pună acolo concentrat și să aibă energie pentru muncă. Vedeți că e funcție de ce faceți în viață. Adrian, tu să încheie emisiunea asta. Știu că n-ai mult timp la dispoziție, dar asta e viață. Bună ziua! Bună ziua! Mă bucur pentru tema emisiunii, chiar nu vreau să țin foarte mult, să vă țin foarte mult. Ideea din experiență personală, schimbând un stil de viață cu aproximativ 2 ani, renunțând pentru un an jumate la carne, deja sunt 2 ani jumate de când am renunțat la zahăr, să zic așa, fără sucuri, fără niciun fel de sucuri, doar apă, am reușit să avem un copil. La asta nu mă așteptam. Asta. Da, deci au fost primul care a venit, să zicem așa, prin fertilizare in vitro. Ok. Vai, deci ai fost, doamne, ai fost delicios, deci orice mă așteptam numai la efectul ăsta. Da, am reușit să schimbăm, având analizele și eu și soția nu erau foarte bine, am schimbat, am dat niște kilograme multe, jos, adică aproximativ vreo 20 de kilograme. Dragul meu, deci asta cu slăbitul face bine, indiferent care e metoda prin care ați reușit să slăbiți, felicitări. Iată, nu numai sănătatea se îmbunătățește, deci, ci și fertilitatea se îmbunătățește prin slăbit. Exact. Deci nu, chiar nu ne-a venit să credem, am rămas șocați, să zicem așa. Când am aflat că soția este însărcinată, v-am spus, deși primul copil a venit prin fertilizare in vitro. Da. Încă o dovadă și este un medic nutriționist american care a făcut această demonstrație, n-a fost mediatizată foarte mult. El a mâncat timp de 6 luni de zile numai junk food și fast food, atenție mare, în valoare de 2000 de calorii pe zi.
El, medic nutriționist fiind, da, a mâncat atât de prost și nesănătos. După 6 luni a slăbit mai mult de 10 kg și toate analizele s-au îmbunătățit spectaculos. Deci Așa. Este atât de important să slăbim, indiferent care este mâncarea pe care o consumăm. Stai că n-am înțeles. Ți-a plăcut, nu? Exemplu. A slăbit mâncând junk food și fast food. Cum e posibil? Pentru că sub 2000 de calorii pentru un bărbat este un aport caloric mic. Adică a mâncat puțin. A mâncat puțin, exact. Pentru că contează mai mult, asta vă spuneam, cantitatea decât calitatea, sau mă rog, tipul de mâncare consumat. În momentul în care însă ai slăbit, toate analizele se îmbunătățesc spectaculos, deci iată... Acum, da. Este perfect adevărat. Bine, într-adevăr, am și renunțat acum 2 ani jumătate, am renunțat și la țigări. Da, nu mai fumez. Păi stai, că asta cu țigările clar contribuie și ea la fertilitate. Dar, deci... bine, cum toată lumea, să zicem așa, renunță la țigări, ai tendința să te îngrași, eu am slăbit, să zicem. Nu, da. Dar totul a plecat de sus, să zicem, cu ghilimele de rigoare, de la mansardă. Dacă-ți te dai niște obiective, clar, atunci vei reuși. Că... Doar trebuie să fii setat pe acele obiective. Mi-ai mai dat un imbold, eu încerc în fiecare zi, de fiecare dată... nu reușesc, dar uite, asta cu țigările mi-a reușit. Deci n-am mai fumat, n-am mai pus țigară în gură. Aștept ziua în care o să mă las de mâncare. Da, oricum... Nu m-am lăsat de mâncare. Nu chiar de tot, exact. Nu m-am lăsat de mâncare. Eu am astea în jur de ora 17, v-am spus, nu mai mănânc dulciuri, încerc să scot, da. Poate mai scap așa o dată la o lună, mă duc la mama acasă și mănânc o prăjitură. Aia merită, aia chiar vă ceartă dacă nu o mâncați. Dar v-am spus, dulciurile am renunțat aproape în total. Doar singurul, să zic așa, o singura plăcere nevinovată e lingurința de miere dimineața pe stomac cu gol. Da. Zahărul chiar face poftă de mâncare și atunci, în momentul în care, iată, și zahărul și apoi făinoasele, da, cu pâine totul are gust, deci trebuie cumva să ne mai tăiem un pic din pofta asta de mâncare și de adevăratelea, dacă mâncăm puțin, indiferent că mâncăm perfect sau mai puțin perfect, important e să slăbim, pentru că atunci când slăbim suntem mai sănătoși și iată, mai viguroși. Da. Mulțumesc tare mult, Adrian. Mulțumesc tare mult, Mihaela Bilic. Cineva ne spunea să facem mai des emisiuni de genul acesta. Mulțumesc și pentru mesaje. Este des la Europa FM sau cât putem de des? Da, în fiecare vineri. E adevărat că subiectul mâncare nu le puizăm niciodată și asta e un lucru frumos și bun. Ne-a rămas una dintre plăcerile, puținele plăceri nouă românilor și aș vrea să rămână așa, să fie pozitivă, să fie, să zicem, boda proste, că avem ce să punem pe masă și să nu-i mai căutăm nici bube, nici pete, nici acuzații să-i aducem mâncării, pentru că dacă ne stricăm relația cu mâncarea și o privim cu neîncredere și o încărcăm de energie negativă, ne va face rău. Deci nu merită să o desființăm și să o stricăm. Ce bine că avem. Mihaela Bilic vine diseară la 6:15 la Europa FM. Reia discuția, azi vorbești despre legume. Astăzi vreau să vorbim despre legume, nenorocirea da. Aia cu broccoli, da. Eu sunt Cătălin Striblea, România în direct de astăzi se încheie, vă spun spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.